vă aduc la cunoștință că la 25 februarie curent, Curtea Constituțională, prin hotărâre numărul 4, a validat mandatul de deputat în Parlament pe circumscripție națională a candidatului supleant pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, domnul Nichita Țurcan. Vă salutăm și vă urăm succes! Eu n-am terminat încă anunțuri la acest subiect. Da, vă rog, de procedură la acest subiect, validare, da, vă rog. Doamne președinte, nu avem decât să-l felicităm pe nou venit. Îi dorim succes în activitatea parlamentară. Totodată, poporul sirian este bucuros că și-au reprezentantul lor în Parlament și să aibă grijă de cei 30.000 de sirieni care aducea în campanie electorală prezidențială. Da, asta e un cuvânt de bun venit, l-ați vizat pe domnul deputat, nu știu dacă se merită să-i ofer cuvântul, cred că nu atrageți atenție, trebuie să vă deprindeți cu chestii de astea. Stimați colegi, noi avem ordine de zi a ședinței în plena Parlamentului, ordine de zi de bază, stați puțin. Eu am să vă ofer de procedură. Poate și eu vreau să vă spun ceva. Nu săriți înainte trenului. Eu aș vrea să amintesc săptămâna trecută în această sală s-au numărat voturile greșit, strâmb, de minimum 3 ori, motiv din care vă rugăm insistent să solicitați fracțiunii socialiștilor să-și schimbe numărătorul în sectorul 3 și să numiți un numărător În unu. Și să numim un numărător în sectorul 2. Pentru sectorul 3 puteți să-l luați în calcul pe ăsta cu 30.000 de sirieni. V-am auzit, vă rog să nu dictați fiecărui fracțiuni cine trebuie să pună numărător.